Bună seara și bine ați venit la cea de-a șaptea ediție a Galei Presei Sălăjene, o manifestare organizată de Asociația Jurnaliștilor din Sălaj, organizația afiliată la CNSK la Alfa și la Convenția Organizațiilor de Media din România. Acest eveniment, repet, a șaptea ediție a Galei Presei Sălăjene, este organizată în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj și Primăria Municipiului Zalău. Vă spun câteva lucruri din programul acestei seri. Mai întâi va avea loc o premieră a jurnaliștilor la concursul de promovare a județului Sălaj, ediția a doua, un concurs organizat de Consiliul Județean Sălaj și Asociația Jurnaliștilor din Sălaj. Apoi va fi lansat anuarul Presei Sălăjene 2013, un anuar apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, un anuar editat de Asociația Jurnaliștilor din Sălaj. Vor fi lansate apoi două cărți, e vorba de cărțile Descoperim Sălajul, volumul 4, la editura Caiete Silvane 2013, în colecția Magazin Sălăjan, și o carte a celui care vă vorbește despre cumetrii Molcome. În continuare o să vă spun în câteva cuvinte despre expoziția de fotografie a jurnaliștilor sălăjeni și, firește, toți cei care doresc să facă, să vă premieze sau să premieze jurnaliști sau să spună câteva lucruri legate de acest eveniment al nostru, vor putea să facă acest lucru pe parcursul întâlnirii noastre. Evident că va avea loc și un moment muzical în acest an împreună cu profesorul Grigore Grigoruț și cu trupa domniei sale. Sponsorii principale acestei manifestări, le mulțumim și pe această cale, Michelin și Tenali Silcotop, în aplauzele dumneavoastră, nu puteam să facem fără ei această cale. Și pe această cale le mulțumesc mult pentru implicare, de atâția ani ne ajută și eu cred că este un lucru extraordinar. Sponsor Volksbank Universale SA, Graiul Sălajului, bere de grup Societate General, compania de apă Someș, cu sprijinul UJS Cartel Alfa Filiala Sălaj, Sindicatul Metalurgistul și Sindicatul Rom Steel Port Zalău. Partener media, Magazin Sălăjan, Sălăjanul, Graiul Sălajului, Sălăjanul TV, Regio TV, ZTV.ro, Sportul Sălăjan, Silai Șac, Hepe, Hupo, Revista Caiete Silvane, Radio Transilvania Zalău, Sălajul pur și simplu, Gazetarul, Vocea Transilvania, Adevărul și câte publicații ori mai fi față de anii trecuți, cu siguranță suntem mai mulți. Așa că, din perspectiva asta, sigur, nu suntem în criză. Mai întâi, cu scurte mesaje, invit alături de mine pe domnii Marti Beru, președintele Consiliului Județean, și pe domnul Radu Cătunășu, primarul municipiului, ca să vă adreseze câteva cuvinte în calitate de parteneri ai acestui eveniment. Bună seara și bun venit pentru câteva zeci de minute aici, în această sală a Centrului de Cultură și Artă a Județului. Vreau să-i felicit pe organizatori și pe cei care au sprijinit această manifestare și au făcut-o posibilă. Înseamnă că presa are încă suficiente argumente ca să convingă și pe unii și pe alții de utilitatea acestui pe care îl face. Vă doresc să aveți un an viitor bun, să nu aveți soarta celor de la Washington Post și să fie pentru fiecare dintre voi un an cu realizări. Pentru că vin sărbătorile, folosesc prilejul să vă urez și sărbători fericite celor care astăzi sărbătoresc onomastica la mulți ani. Tuturor sănătate și un an bun! Să încerc să fiu și mai concis. Odată felicitări organizatorilor,
văd că avem foarte multe rolapuri și asta este foarte bine, înseamnă că participarea este numeroasă și din punct de vedere al sponsorilor sau partenerilor. Din nou, încheiem un an cu bune și cu rele. Multe dintre aceste chestiuni s-au regăsit pe paginile sau în cuvintele sau chiar în emisiunile de televiziune pe care le-ați făcut în acest an. Se face o contabilizare, se scot statistici, știu că Daniel este specialist în treaba asta, să le pună în diferite forme care să le dea de gândit de multe ori. O sală deosebită, o locație deosebită aleasă pentru acest an. Felicitări și pentru acest lucru și cred că dă o notă de distinție în plus acestei întâlniri. Mulțumesc pentru tot ceea ce s-a spus și s-a scris și am fost atenționați în cadrul acestor articole pe care le-ați făcut de-a lungul anului, fiindcă multe dintre ele ne-au ajutat să ne corectăm unor ideile sau acțiunile pe care le-am făcut. Altele, cel puțin, ne-au trezit semne de întrebare și am încercat să vedem de ce se întâmplă așa. Toate aceste lucruri, însă, până la urmă, au un numitor comun și acesta este presa Sălăjan. Felicitări la mulți ani, la mulți ani și celor care astăzi sunt Nicolae și sărbători fericit, un an nou fericit, dacă nu să ne mai întâlnim până atunci. Mulțumim partenerilor noștri. Este al treilea an, dacă nu mă înșel, în care organizăm Gala Presei Sălăjene în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj și cu Primăria Municipiului Zalău. Speream că vom face acest lucru și pe mai departe. Și acum cel mai așteptat moment de către jurnaliști. Sunt convins de acest lucru. E vorba de concursul de promovare a județului în mass media locală și națională. Un concurs ajuns la a doua ediție, organizat de Consiliul Județean Sălaj și de Asociația Jurnaliștilor din Sălaj. Îl invit pe domnul președinte Tiberiu Marc alături de mine și pe domnul Sebastian Olaru pentru a anunța câștigătorii.